Cu toții ne dorim să putem oferi copiilor noștri tot ceea ce au nevoie pentru a se dezvolta armonios și sănătos. De aceea, grija pentru dentiția lor trebuie să fie o prioritate încă din momentul alăptării. Alăptatul este una dintre cele mai personale alegeri pe care o mamă o poate face pentru bebelușul ei. Hrănirea exclusivă la sân a copilului până la vârsta de un an sau poate chiar 2 ani crește mult șansele ca organismul copilului să fie imun la diverse boli ale copilăriei, cum ar fi astmul, obezitatea infantilă sau chiar sindromul de moarte subită. De asemenea, mamele care alăptează exclusiv la sân bebelușul sunt mai puțin predispuse de a face cancer ovarian sau cancer uterin. Un studiu realizat în anul 2015 de către medicii stomatologi pediatri atestă faptul că bebelușii hrăniți exclusiv la sân dezvoltă o ocluzie, adică o mușcătură corectă. Șansele ca mușcătura copiilor să fie greșită, adică dinții să fie strâmbi, scade cu 75% în cazul celor alăptați. Cu toate acestea, dovezile studiului din anul 2015 nu atestă faptul că cei mici nu vor mai avea nevoie de aparat pe viitor, întrucât acest lucru depinde de mulți alți factori, cum ar fi subtul degetului sau subtul suzetei după vârsta de 3 ani, cât și factorii genetici sunt cei care pot influența mușcătura corectă a copilului. Primesc adesea în cabinetul de stomatologie întrebarea dacă este necesară întreruperea alăptării atunci când derup dinții de lapte. Dinții de lapte apar în mod normal în jurul vârstei de 6 luni. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca alăptatul să aibă loc până la vârsta de 2 ani, în timp ce Asociația Americană de Pediatrie recomandă alăptarea până la vârsta de 1 an. Așadar, erupția în sine nu reprezintă un factor de decizie pentru mamă dacă să întrerupă alăptatul sau nu. Consider că această decizie trebuie luată în funcție de cum se simte mămica și bebelușul, dacă se simt pregătiți pentru așa ceva. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.